Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Ziua Armatei Române, sărbătorită în fiecare an la 25 octombrie, a adunat astăzi în fața mausoleului din cartierul Sud militari, autorități locale și județene, dar și oameni simpli. Ca de fiecare dată, după serviciul religios, oficialii municipiului și ai județului au ținut să evoce momentele importante din viața soldaților români. Militarii din garnizoana Focșani au sărbătorit astăzi, 25 octombrie, Ziua Armatei României. Ceremonialul a avut loc la Mausoleul Eroilor din cartierul Sud. Alături de militari, la eveniment au mai participat reprezentanții autorităților locale și județene. După onorul acordat suprefectului Claudia Serafinciuc și după intonarea imnului național, preoții au oficiat o scurtă slujbă. Ne rugăm pentru odihna, pentru iertarea păcatelor, sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, eroi, ostași și luptători români din toate locurile și din toate timpurile, adormiți pe câmpurile de bătălie și pentru casele să ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde toți drepții se odihnesc, milă de la Dumnezeu, împărăția cerurilor, iertare păcatelor lor. Veșnica lor pomenire, șerefa lor, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Au urmat alocuțiunile reprezentanților garnizoanei Focșani și ale autorităților locale și județene. În fiecare an, la 25 octombrie, sărbătorim Ziua Armatei României, garanta suveranității și integrității teritoriale a statului român. Este o zi a victoriei, o zi în care ultimul teritoriu românesc a fost eliberat de sub dominația cortisto-fascistă. Marcăm această zi diferit în fiecare an, însă păstrăm de constant această ceremonie, pe care alegem să o desfășurăm într-un loc simbolic, cu încărcătură istorică, pentru că valoarea și valorile Armatei României sunt clădite pe jertfa străbunilor. Cu sângele lor s-a pecetluit formarea națiunii noastre, formarea statului român. Le datorăm respect și recunoștință, atât lor, cât și celor care și-au pierdut viața în misiuni internaționale, departe de casă, de cei dragi, dar în slujba patriei. De-a lungul timpului, pentru militari a primat dragostea de țară, de popor, de neam, pentru că a fi militar este mai mult decât o meserie. Este o vocație. Trecutul ne-a arătat că a fi militar e sinonim cu altruism și e de datoria noastră să perpetuăm această trăsătură. Purtăm cu mândrie în fiecare zi haina militară și ne asumăm responsabilitățile aferente. Acum avem cel mai bun prilej de a le mulțumi generațiilor de astăzi de militari ai României, în care ne punem toată încrederea pentru apărarea țării și care ne reprezintă cu cinste în misiuni și diferite teatre de operații din lume, sub egida Alianței Nord-Atlantice, ONU sau a Uniunii Europene. Profesionalism, responsabilitate, onoare, curaj și dăruire, acesta este profilul militarilor din Armata Română. Importanța capacității defensive este mai evidentă ca oricând în această perioadă în care agresiunea militară responsabilă a Rusiei asupra Ucrainei amenință securitatea în regiune și chiar a întregii lumi. Ținând cont de contextul acesta, pregătirea și înzestrarea Armatei Române reprezintă în continuare direcții cheie pentru a întări capacitatea de apărare a țării noastre. Avem în desfășurare, la ora actuală, mai multe programe de modernizare a echipamentelor din dotare și de înzestrare cu avioane multirol, cu sisteme și echipamente moderne defensive, sisteme radar, precum și echipamente de decontaminare și protecție individuală colectivă. Aprecierile de care se bucură militarii români, participanți în misiuni și operații în afara teritoriului țării, contribuie la creșterea prestigiului internațional al țării noastre
și sunt dovada concretă că Armata României deține importante resurse în domeniul asigurării securității și este garanta suveranității, independenței și integrității teritoriale a țării. Ziua de 25 octombrie a rămas întipărită în memoria și sufletele românilor ca fiind momentul în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost și sunt în slujba ei. Cu acest prilej, în numele conducerii Consiliului Județean Vrancea, vă mulțumim pentru patriotismul și curajul de care dați dovadă în fiecare zi și vă urăm mult succes în nobila noastră misiune. La mulți ani, Armatei Române! Armata Română însă înseamnă și prezent, nu doar trecut. Un prezent în care ocupă primul loc în încrederea românilor, ceea ce spune tot despre această instituție fundamentală. Iată de ce, pentru ceea ce a fost și ceea ce este Armata Română astăzi, pe 25 octombrie 2022, suntem mai mult ca oricând cu inima alături de toți militarii noștri. Iar pentru cei care sunt departe de țară și de cei dragi, ne rugăm să-i vedem întorși cu bine acasă. Gândurile noastre de bine se îndreaptă și către toți militarii și angajații civili din garnizoana Focșani și familiile acestora, cărora vreau să le urez sănătate și succes în activitate. Iar dumneavoastră, dragi veterani, onoare și respect. Iar pentru că mâine și poimâine sunt două sărbători importante pentru noi, familia ortodoxă, dați-mi voie să urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir. La mulți ani, România! La mulți ani, Armatei Române! Evenimentul dedicat zilei Armatei Române s-a încheiat cu depunere de coroane și defilarea militarilor. Premieră în Vrancea. În toate orașele din județ vor fi montați senzori de monitorizare a calității aerului. Vorbim despre o campanie de conștientizare a populației cu privire la nivelul real al calității aerului, derulată de Consiliul Județean Vrancea. Începând din luna octombrie, vrâncenii vor putea cunoaște mai bine calitatea aerului din județ. 5 senzori pentru monitorizarea calității aerului au fost montați la finalul lunii septembrie în toate orașele din județ, respectiv Focșani, Adjud, Panciu, Odobești și Mărășești, ca parte a unei campanii de conștientizare a populației cu privire la nivelul real al calității aerului, derulată de Consiliul Județean Vrancea. Fiecare dintre cei 5 senzori urmărește un total de 10 parametri importanți ai calității aerului, inclusiv materia particulelor, monoxid de carbon, ozon, dioxid de sulf, dioxid de azot și este capabil să detecteze chiar și cele mai mici modificări ale compoziției aerului înconjurător. Important este faptul că parametrii monoxid de carbon, ozon, dioxid de sulf, dioxid de azot mai sunt monitorizat doar în alte 3 orașe din țară, respectiv București, Brașov și Ploiești. Indicatorii raportați de fiecare senzor pot fi verificați în timp real pe platforma digitală aercurat.vn.ro.
Odată cu creșterea numărului de autovehicule de șantiere de construcție a cantității de gunoaie arse, poluarea devine un subiect care ne preocupă din ce în ce mai mult și pe noi, vrâncenii. Consiliul Județean Vrancea continuă campania de informare despre impactul poluării asupra sănătății oamenilor, cu scopul de a reduce și preveni pe viitor comportamentele care duc la creșterea nivelului de poluare și de a îmbunătăți calitatea vieții vrâncenilor. Montarea acestor senzori, performanți de măsurare a calității aerului în cele 5 orașe, este o premieră în județ. Cu ajutorul lor vom avea date locale care ne vor permite pe viitor să cunoaștem mai bine calitatea aerului și să luăm măsuri adecvate pentru îmbunătățirea acesteia, a precizat Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea. Această campanie de achiziționare și montare a celor 5 senzori performanți în orașele Focșani, Adjud, Panciu, Odobești, Mărășești, precum și dezvoltarea unui website accesibil de pe mobil și desktop, la care publicul să aibă acces, este una dintre cele 4 campanii derulate de Consiliul Județean Vrancea în acest an, potrivit obligațiilor asumate de instituția publică prin planul de menținere a calității aerului în județul Vrancea 2019-2023, după cum se arată într-un comunicat al Consiliului Județean Vrancea. Membrii Clubului Rotary Varana Focșani au dăruit Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza o pianină nouă. Anterior, Liceul de Artă a primit sprijinul rotarienilor, instituția de învățământ fiind dotată cu mai multe instrumente muzicale. Elevii Colegiului Alexandru Ioan Cuza din Focșani sunt principalii beneficiari a unei noi pianine, care începând din weekend tronează în biblioteca colegiului. Pentru ca acest lucru să fie posibil, mai mulți oameni cu inițiativă și suflet mare și-au adus aportul. În primul rând, profesoara de muzică Lenormanda Florențiu a comunicat reprezentanților Clubului Rotary Varana despre această nevoie a unității de învățământ. În câteva luni, rugămintea s-a materializat, iar acum colegiul a primit acest dar minunat de care se bucură elevii și cadrele didactice. La sfârșitul săptămânii trecute, pianina a ajuns la Colegiul Cuza în prezența membrilor Clubului Rotary Varana, a conducerii unității de învățământ și a elevilor. Niciodată nu poți reuși singur. Este clar că fără energia care s-a creat în jurul evenimentului generator de fonduri, astăzi nu ne puteam bucura aici. Și cred că, nu știu, crezul meu este că pot să, și bucuria totodată este că pot să întorc ceva comunității care mi-a oferit totul, fiind crescut aici, trăit aici. Și cred că genul acesta de abordare poate genera foarte mult bine. Mă bucur foarte mult că putem să facem bucuria asta atât copiilor cât și liceului și comunității locale. Și publicului nostru, drag. Și publicului nostru, sigur. Iubitor de muzică clasică. Așa par, au fost foarte disciplinați. Da. Și am fost cu toții. Da. Deci încântați de moment și vă mulțumim frumos. Pentru și că mai bine la noi pe aici. Cu și tot la dragul. Alte recitaluri, cu da? Cu tot dragul. Sunt un bun prieten al lui Marius, care m-a invitat să fiu moderatorul unui eveniment care avea drept scop strângerea acestor fonduri pentru pianine și se pare că a fost o reușită. A fost o reușită? Da. V-au plăcut copiii care au cântat? Da, foarte mult. Mai ales că eu nu am acest talent. O parte dintre cei care au pus umărul la acest act de donație sunt absolvenți ai acestui prestigios colegiu. E minunat. E minunat emoții. De ce emoții? Că mi-am adus aminte că în adolescența mea acea filarmonică care... Unirea cu Iarlovici Zavulovici din Galați, am participat la multe concerte și de ce am emoții? Fiindcă în urmă cu mulți, mulți ani am pășit treptele acestui liceu. Liceul Cuza pentru mine a însemnat apartenență la ceva. Eu sunt parte din generația 1990 și am trăit cele mai frumoase momente din viața mea aici. Mă bucur tare mult pentru că Marius a avut inițiativa asta de a relua sprijinul pentru artă, pentru că, așa cum spunea și colega noastră Rodica, în anul în care eu am fost președinte, au fost mai multe acțiuni pe zona asta. Colegiul Cuza nu este un liceu vocațional. Cu toate acestea, foarte mulți elevi care se pregătesc să devină medici, ingineri, IT-iști, studiază în paralel un instrument muzical.
pur și simplu mă uitam la toți invitații noștri, la copiii noștri care sunt absolut minunați și au făcut recitaluri extraordinare. Am rămas atât de impresionată, de copleșită, chiar mă gândeam acolo, zic, oare o să-mi găsesc cuvintele de mulțumire suficiente pentru această donație extraordinară. Noi am avut de mult această dorință, pentru că pianina noastră cealaltă era foarte veche, nu mai funcționa, era într-o stare destul de precară și noi avem și activități artistice. Sunt copii într-adevăr extraordinari, studioși, dar pentru suflet e foarte bine să îmbine atât cunoștințele teoretice, dar și cu cele de suflet, să cunoști o limbă străină, să cânți la un instrument, să citești, că e o bibliotecă mare aici. Da, sigur, e o bibliotecă foarte mare și sunt și bucuroasă să descoper acești elevi pe care i-am preluat în acest an, la clasa a 10-a, că au și acest talent extraordinar. Povestea pianinei de la Cuzău o puteți afla în această seară în cadrul emisiunii Ex Catedra, cu începere de la ora 18:40. Pe 25 octombrie se sărbătorește la nivel european Ziua Justiției Civile. Marcarea acestui moment își propune să aducă justiția mai aproape de cetățeni, să îi informeze cu privire la drepturile lor. Sărbătoarea de astăzi a fost umbrită de trecerea la cele veșnice a judecătoarei Carmen Comănescu, la doar 48 de ani. Dumnezeu să o odihnească în pace! De Ziua Justiției Civile, un grup de masteranți de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, filiala Focșani, au fost în vizită la Tribunalul Vrancea. Aceștia au luat contact cu activitatea din instanțele din județ. Ziua Justiției Civile este un moment în care cetățenii, studenții și elevii, dar și profesioniștii dreptului, iau parte la evenimentele menite să le completeze informațiile despre procedurile judiciare și despre modul în care se realizează justiția. Din păcate, anul acesta, momentul aniversar a fost umbrit de trecerea la cele veșnice a judecătoarei Carmen Comănescu, care a dezbrăcat prematur roba de judecător la doar 48 de ani. Dumnezeu să o odihnească în pace! Eclipsa parțială de soare a putut fi observată astăzi și din Vrancea. După ora 12, luna a început să acopere soarele. Fenomenul a putut fi observat fără instrumente astronomice, dar doar prin anumite filtre care să protejeze ochii. Următoarea eclipsă de soare va putea fi observată din țara noastră pe 2 august 2027. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect, cerul va fi parțial însorit, vântul va sufla slab, temperaturile minime se vor încadra între 8 și 10 grade, iar cele maxime între 18 și 20 de grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!